Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport prezentate de colegul meu Mihai Burciu. Bună seara, Mihai! Bună seara, Stella! Postul în Noroc TV este partener media al unei competiții fotbalistice între copii. Despre ce este vorba? Așa este, postul nostru de televiziune este partener media oficial al unui spectacol dedicat micilor fotbaliști din estul Europei. Participă peste 20 de formații la această competiție care a început chiar astăzi la Ghidighici. Veți afla toate detaliile imediat despre acest lucru și câte zile durează această competiție, dar și ce au făcut fotbaliștii români atât de pe malul stâng cât și de pe cel drept al Prutului în competițiile din afara țării. Bine v-am găsit! Spectacolul fotbalistic este asigurat la ediția a doua a turneului internațional My Cup Moldova. La competiția care are ca scop descoperirea de tinere talente din rândul copiilor participă 20 de echipe din România, Ucraina și Republica Moldova. Postul de televiziune Noroc TV este partener media al competiției. Tineri copii născuți în anii 2003 și 2004 încearcă să-și demonstreze aptitudinile în sportul ales fotbalul. Partidele se dispută pe durata 40 de minute, în două reprize câte 20 de minute. Driblingurile, tehnica, pasele decisive și golurile frumoase sunt ingredientele ediției din acest an a competiției. Meciurile au loc pe terenurile cu gazon natural din satul Ghidighici, iar copiii s-au declarat entuziasmați de nivelul turneului. O experiență foarte bună preluată din alte țări. Noi am câștigat această luptă între Edo Sporting Chiași. Greu, nu știu, n-am lucrat ca o echipă, dar sperăm să ne corectăm în meciul viitor. Eu cred că competiția este foarte bună. Sunt echipe din România, Ucraina, pentru noi este un nivel destul de ridicat. Nivelul competiției este foarte ridicat, multe echipe, multe țări, fiecare cu un stil diferit de posesie, de joc. Unele au un stil combinativ, altele pe mici foarte lungi. Jucătorii sunt mult mai masivi. Campionatul este destul de ok. Da, este un turneu mare, nivelul este foarte ridicat. Trebuie multă concentrare, fim și noi agresivi, mai multă atenție. Consider că acest campionat este planificat foarte, foarte bine, deoarece echipele internaționale ne stimulează pe noi să jucăm la un nivel mai înalt și să devenim fotbaliști mari. Tinerii fotbaliști au recunoscut că turneul îi ajută să progreseze și să acumuleze experiență în vederea creșterii profesionale. Obiectivul lor este unul ambițios, să ajungă la echipe puternice din Europa sau să devină ca exemplul de jucător pe care îl preferă. Am ca idol Barcelona, dar pentru acest nivel trebuie de visaj, iar de visaj de muncit, dar sper măcar să ajung într-o echipă Dacia, de exemplu, măcar în Moldova. Idolul meu e Pirlo, de la New York City, care a jucat la Juventus, cu toate că e mijlocaș central, da? Îmi place cum joacă. Vreau foarte mult să ajung la Academia Ajax, vreau să joc, deoarece este una dintre cele mai mari academii din toată Europa. La viitorul. De ce? Deoarece este o echipă bună și de acolo mai departe. La Barcelona, dar este mult de muncă. Cel mai mult aș vrea să ajung la Real Madrid, pentru că idolul meu este Cristiano Ronaldo și fac tot posibilul pentru ca să ajung ca el. Trebuie să ajung la FC Barcelona. Promovează tinerii, este echipă care își dorește fiecare an să lupte pentru titlu, campionat, Champions League, cupa. Îmi place jocul realului și îl prefer pe Ronaldo, vreau să joc ca dânsul, să fiu un jucător ca el. La nivel mondial îmi propun să joc la echipa Barcelona, deoarece îmi place stilul acestei echipe și jocul și combinațiile între jucători. Antrenorul celor de la LPS Vaslui, Ioniță Chiochiu, a repurtat deja două victorii cu echipa pe care o conduce la May Cup Moldova, competiție despre care are doar cuvinte de laudă. Este o competiție comparabilă cu cele întâlnite în alte state ale Europei. Noi am participat și în Franța, Spania, Italia la competiții, iar condițiile sunt identice, deci superb, totul superb.
felicit organizatorul pentru aceste condiții și pentru tot ceea ce se încearcă să facă pentru acești copii. Make Up Moldova, competiția al cărei partener media este postul de televiziune Noroc TV, se va încheia cu meciurile finale care vor avea loc pe 21 mai. Câștigătorii vor primi premii, cupe și diplome din partea organizatorilor, iar cel mai bun portar și cel mai bun jucător vor intra în posesia mai multor tricouri oferite de fotbalistul moldovean al celor de la Cagliari, Artur Ioniță, și portarului Mordovia Saransk, Ilie Cebanu. Organizatorii competiției au declarat că turneul se bucură de o mare popularitate în rândul tinerelor talente ale fotbalului european și că, în viitor, asemenea competiții de andergură vor mai fi organizate.